Să rămână distinsă domnice, am onoarea să vă salut, stimați conaționali. De data aceasta, la agenda săptămânii, ne ocupăm de stările de spirit diferite ale românilor. Uneori sunt stări de spirit benefice, alteori reflectă o dezbinare pe care ar fi bine să o depășim, că avem alte pericole la granițele țării. Și pentru aceasta ne-am uitat pe agenda președintului României, pe agenda altor reprezentanța instituțiilor statului român, pentru că asta ne propunem în cele 50 de minute, motiv pentru care am invitat în studio pe teleastul Benone Neagoe, care este secretar general al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Bine ați revenit la 6 TV, domnule Benone. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Și pe managerul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, domnul Ion Iopciu, care este un obișnuit al emisiunii Agenda Săptămânii. Mă bucur că ați revenit, domnule Iopciu. Mulțumesc pentru invitație și bună seara și dumneavoastră și bine v-am găsit. Numai că cei doi concetățeni vor fi aici ca simpli parteneri de dialog și ca simpli cetățeni ne vom pronunța în raport cu provocările ultimelor zile, pe care e bine să le reanalizăm din perspectiva unor oameni care sunt contribuabili la bugetul țării. Iată, avem pe ecran o imagine și vom avea în curând și imagini video. Este Boris Johnson, ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord. Cam ciufulit la păr, așa îi place să fie, așa și-a câștigat și menținut popularitatea. Un om concret, o să avem imagini difuzate cu generozitate de AG Press, imagini în care își pune punctul de vedere față de rostul cetățenilor români din Marea Britanie, față de posibilitatea altor cetățeni români să se ducă în Marea Britanie. Până atunci aș face precizarea că prezența la București a celui care conduce diplomația engleză este totuși un succes al diplomației externe românești. Și iată, vom vedea și filmulețul, un filmuleț care arată, veți vedea titrarea, ceea ce a declarat ministrul de externe britanic. Interesantă declarația ministrului de externe britanic. O să rog pe domnul Ion Iopciu să o comenteze. O să avem în fereastra din dreapta imagini inedite din Londra. Ca o particularitate, am trimis aceste imagini băiatului meu cel mic, care este campion la culturism acolo la Londra, și l-am rugat să-mi dea o reacție și mi-a răspuns simplu: I knew it, știam. Știați de declarația domnului ministru de externe britanic și cum o interpretați? În afară faptului că, într-adevăr, este un tip foarte original și cu acea frizură nonconformistă și ușor zbuciumată după fortună. Vă dați seama că dacă noi am apărut la televiziune așa, am fi The Muppet Show. Da, categoric. Însă, sigur, acum nu știu dacă este un mesaj dintr-o întâlnire sau este un interviu acordat în exclusivitate Ager Press și, într-adevăr, este corectă nedumerirea noastră, pentru că, practic, ulterior, aceste afirmații le-a reluat și după întâlnirile pe care le-a avut succesiv cu oficiali români, cum ar fi ministrul nostru de externe. Este un interviu foarte voluptos și suculent al excelenței sale, Boris Johnson. Cunoscând destul de bine că românii din Anglia trimit lunar în țară 4,2 miliarde de euro, ceea ce, sigur, pentru bugetul nostru este o gură de oxigen, și faptul că Brexit-ul începe să-și spună cuvântul, deja au făcut unele afirmații în teren. Românii sunt bine cotați acolo. Domnia sa vorbește, am înțeles, de 500 de mii. Eu știam că sunt în jur de 430, 440 de mii. Pare să că suntem undeva acolo, în marja de eroare de 10-15%. Nu mă iau după INS, pentru că este o glumă proastă INS-ul pentru mine, cel puțin. E o afirmație a noastră, o depășim, o considerăm o șarjă. Ei spun că suntem artistică. 20 de milioane și ceva de locuitori. Eu cred că nu depășim 18-200, dar este alt subiect. Bine, dacă luăm per total României, sunt peste 25 de milioane pe mapa mond. Cu cei din state? Da. Absolut, acolo avem o vechime de aproape două secole. Dar și cu milioane de români care lucrează la negru în Italia, în Franța. Sigur că da. Și în orice caz... Ați auzit și de culăcătorii de struguri din Spania, nu?
Da, cam 4 milioane suntem undeva numai în Europa, împrăștiați la ora actuală. Am cifre, dacă îmi dați voie. Chiar vă rog. În topul 5, m-am documentat și am găsit că în topul 5 ocupăm locul 4 în Europa, cu 3,54 milioane de oameni plecați să muncească în sănătate. Cei mai mulți dintre ei sunt tineri, au între 30 și 40 de ani. Majoritatea au o meserie, sigur, cunosc limba, dar în ultimii 25 de ani am pierdut 17% din populația țării. Suntem cam 1.200.000 în Italia, 900 în Spania și în jur de 500, așa cum spunea și ministrul britanic, Boris Johnson, da, 500 în Marea Britanie. Mai am o cifră, anul trecut s-au născut mai mulți copii în diaspora decât în țară. Îmi pare rău pentru noi, pentru că indicele demografic este negativ, nu de acum. El este dinainte de Revoluție. Și e descendent pentru că nu există, mai ales că populația îmbătrânește. Sunt foarte mulți factori. Pare să că undeva în 20 de ani noi ajungem la 14 milioane și ceva de locuitori. Bine, dar aici trebuie să fim pragmatici ca să stimulăm familia tânără. Odată să fie închegată, doi să fie stabilă, trei să aibă nu doar un copil, mai mulți, trebuie să procedăm ca și cei din nordul Europei care au găsit stimulente financiare care determină nu numai închegarea familiei, dar să aibă 3-4 copii. Și tinerii să rămână în țară, pentru că populația a îmbătrânit. Numărul pensionarilor depășește deja pe cel al românilor care muncesc, care sunt integrați în procesul muncii, ceea ce este un mare semnal de alarmă. Dar nu vreau să discut despre acest aspect. Discutăm despre faptul că mesajul excelenței sale, Boris Johnson, este interesant. Sper să fie și undeva predictibil, pentru că Ministerul de Externe englez este cât se poate de bine informat ceea ce se întâmplă în jur. Sigur că fac referire și la maestatea sa. De fapt, vorbim despre proprietățile coroanei din România. Transilvania este deja cunoscută și foarte apreciată. Da, numai că proprietățile moștenitorului coroanei britanice sunt cu titlu personal, nu sunt ale absolut, coroanei britanice. Absolut, dar are și lanțul de prieteni și de rude care și-au cumpărat și ei. Deci avem o imagine foarte, foarte bună, mai ales că și în Anglia există așezări de 600-700 de ani bine conservate, în care nu s-a mișcat nicio piatră și au același aer pastoral și chiar monahal. Brexit-ul au încercat și văd că în continuare dau mesaje de liniștire, pentru că Brexit-ul nu înseamnă expulzarea străinilor din Anglia brutală. Există această temere în Europa, am văzut-o și în Polonia, pentru că sunt și polonezi destul de mulți acolo, vreo 200 și ceva de mii, și din țările baltice iar foarte mulți. Din câte am înțeles, sunt oameni care muncesc, oameni care își văd de treabă. Sigur că veniturile lor nu sunt fantastice, nu pot să-și cumpere proprietăți, pentru că nici englezii nu îndrăznesc. Însă mutarea, apropo de Brexit, în Marea Britanie va fi să treacă la un registru național de evidență acestor persoane venite din Europa. Cel puțin acum în Londra sunt foarte mulți pakistanezi, indieni și români. Chiar și primarul Londrei are... Nu fac nicio deosebire. Absolut niciun. O altă naționalitate decât cea britanică. Da, și cu rezultate foarte bune. Ce arată foarte clar că ei sunt cetățeni ai Marii Britanii și nici de cum priviți ca fiind niște străini, niște auslandări în propria țară. Am înțeles. Să privim acum o imagine care arată următoarea filă agendei săptămânii, prezența peste ocean a președintelui României, Klaus Iohannis. Am ales și o să avem în fereastra din dreapta imagini de pe timpul alocuției președintelui României la întâlnirea cu românii dintr-o comunitate a vorbitorilor limbii lui Mihai Eminescu de peste ocean. Cu siguranță că invitații mei cunosc acea alocuție și aș vrea ca disinsul meu coleg Benone Neagoe, care a fost în America, a fost în America ca jurnalist militar, să-mi comenteze un pic cum vede acum această prezență a șefului statului român în Statele Unite ale Americii, modalitatea liberă de a se adresa conaționalilor și de a preciza că așteaptă întrebări, așteaptă dialog cu ei. Domnule Benone Neagoe. E drept, n-am fost în Philadelphia, unde s-a întâlnit președintele cu comunitatea de români, dar am avut prilejul să ajung și la New York și la New York a fost și președintele, de aia v-am pus această întrebare dumneavoastră. Da, la Adunarea Generală ONU. Nu, da. Dar eu mă gândeam acum că... Și dumneavoastră v-ați întâlnit la sediul ONU cu generalul Târnăcop, care atunci era acolo la post. Cu ajutorul dânsului am reușit să vedem, să
pătrundem și noi în... În sediul Națiunilor Unite. Și am fost împreună cu comandorul Leaua, da, care acum este directorul Trustului de Presă la Ministerul Apărării Naționale. Și își amintește cu plăcere de viza noastră. Așteptăm acolo. Pe comandorul Leaua aici la 6 TV. Chiar îmi spunea zile trecute că a văzut o transmisie, sigur, în direct, un interviu și o transmisie cu președintele Iohannis de la New York și și-a amintit cu plăcere de momentul acela. Apropo de alocuțiunea domnului președinte în fața conaționalilor de peste ocean, considerați utile asemenea demersuri? Este bine că președintele nostru ține să ia pulsul cetățenilor unui alt stat, dar care continuă să vorbească și limba nativă, limba românescă? Domnul Iohannis a dovedit prin prezența dumneavoastră acolo și a și spus de altfel că prezența românilor peste hotare este o chestiune de alegere și nu una de necesitate. Dânsul și-ar dori ca foarte mulți dintre ei să se întoarcă. Există și posibilități pe care le-a oferit guvernul. Din păcate, mulți români sunt nevoiți să refuze oferta din România să se întoarcă la locurile lor, indiferent că e vorba de Anglia sau de Statele Unite. Văd că domnul Iofciu dă din cap. Aveți o altă opinie? Cred că a fost un mesaj încărcat de multă bonomie, pentru că fiica mea mare trăiește și locuiește în Oregon și aș vrea să vorbesc și despre faptul că sunt mai multe confesiuni religioase. Cea pentecostală este foarte puternică în Statele Unite, pentecostală românească. În același timp, trebuie să reamintesc că transilvanenii sunt în Statele Unite cam de la 1850-1860, când a fost acea migrație foarte puternică, și sunt comunități care vorbesc neoa și românește în acel accent vechi. Iar invitația cu privire la întoarcerea în Românie e foarte greu de crezut, pentru că sunt oameni acolo la treia, la patra generații și chiar și cei stabiliți ulterior după Revoluție nu s-au stabilit ca să se întoarcă în România. Trăiesc acolo, ei pot... Partea bună, președintele a reamintit celor din fața sa că a contat în istoria României decizia președintelui Wilson de a sprijini întărirea națiunilor din Europa și pe acest fond Transilvania a revenit la patria mamă, la România, specificând că e din Transilvania. Exact, exact. Nu întâmplător am spus Transilvania, pentru că este într-adevăr un punct de referință foarte important și vreau să mai precizez că în afară de faima care o au, sigur că da, oameni de știință, chiar zilele acestea a fost un scurtmetraj pe la televiziunile românești legate de acea pictoriță porclită Picasso feminin, care trăiește tot așa afară și este într-adevăr o senzație în artă, dar să nu uităm pe marea și unica noastră Nadia Comăneci, care de aproximativ 30 de ani este o ambasadoare fantastică în state, este și măritată cu un campion olimpic din state, deci avem acești ambasadori onorifici, unde eu aș sugera ca Ministerul de Externe să-i folosească, să-i exploateze pozitiv, mai bine decât până acum, să-i caute și în același timp să țină conexiunea cu ei, pentru că am impresia că sunt ușor neglijați și aduc aminte de ei atunci când au nevoie. Nu vreau să vorbesc despre ambasada noastră, e greu să acopere întreaga Statele Unite, dar am remarcat un lucru, că nu sunt prea afectați de tragediile care s-au întâmplat acum, după acele cataclisme cumplite, care au distrugerile materiale, cred că sunt enorme. Pare să însă că au rezerve. Văd că n-au cerut ajutorul în jur. Ba mai mult, astăzi am văzut că sunt și 8 variante de zid pentru Mexic, ceea ce arată că reconstruirea are loc și, în același timp, promisiunea președintelui Statelor Unite pare să că are acoperire în fapte. Am mai spus, președinte, dacă îmi dați voie, la întâlnirea cu comunitatea românească din Philadelphia, că românii de peste hotare sunt importanți factori de influență în țările gazdă și că imaginea României vine în mare măsură și de la ei. Da, acum imaginea României vine în bună măsură și de la românii de acasă, care sunt atenți la aceste elemente, în condițiile în care a revenit pe malurile Dâmboviței, președintele României a trebuit să fie atent și la întâmplările de aici, din București, la faptul că anumiți membri ai guvernului au
căpătat un semn de întrebare în ochii opiniei publice față de niște acuzații publice la care se așteaptă și un alt tip de răspuns, nu doar negațiile. Este adevărat că trăim într-o perioadă în care instituțiile statului român sunt inteligent, succesiv și în mod tenace decredibilizate. Problema se pune dacă cei care sunt țintele unor asemenea acuzații din partea instanțelor avizate de statului au tăria să recunoască sau să-și dovedească nevinovăția. Din această perspectivă există un duel vizibil pe micile ecrane ale televiziunilor de știri între diferite structuri, lucruri mai rar întâlnite în alte state. Și chiar vreau să vă întreb, domnule Ionovciu, dacă această chestiune pe care președintele a parat-o cu eleganță, în sensul că nu a coborât la nivelul unor discuții facile, a spus că dacă cineva din guvern este acuzat, ar trebui să facă un pas înapoi până la clarificarea situației. Numai că se pare că avem în continuare parte de un pas în doi sau pas dublu, deoarece e o talonare a celor de la putere de către opoziție. Care e opinia noastră de simplu cetățean? Dacă discutăm despre opoziția, trebuie să discutăm într-adevăr și de un partener în același timp de dialog politic. El nu prea are loc, mai mult sunt hărțuiri, parcă suntem în războiul de partizani. Argumentele de multe ori n-au legătură hărțuiri cu... Hărțuiri politice, strict politice. Absolut că da. Dar argumentele n-au nicio legătură cu situația reală și faptul că în același timp guvernul încearcă să îngrădească puțin și prerogativele președintelui în privința unor numiri, cred că sigur afectează buna relație cu partidul aflat, cu alianța aflată la guvernare. Aș fi încântat să văd un prim proiect comun opoziție-putere, un proiect național, pentru că vine iarna și nu vreau să vorbesc cu păcat, dar iar o să vedem Delta izolată, iar o să auzim că Dunărea e blocată de banchize, că hidrocentrala de la Porțile de Fier i-a scăzut. Deci sunt problemele... Da, dar astăzi aș vrea să remarc, poate ați aflat, ați văzut, stimați telespectatori, a avut o reacție interesantă premierul român la ședința de guvern, l-a atenționat pe cel care se ocupă de dezăpeziri, că dacă se întâmplă ca operațiunile de dezăpezire să treacă mai mult de 12 ore, ce va face? Vă rog să plecați, cam da. Asta este. Da. Deci dacă nu găsim asfaltul negru, spunea, nu ne mai întâlnim aici. Eu zic că avertismentul era necesar pentru că România după 89 și în bună parte și înainte a fost în fiecare an învinsă de generalul Iarnă. Vedeți, măsurile știe fiecare minister să-și le ia. Nu e nevoie să facă ministrul pădădaca și să arate nuiaua la copii dacă nu sunt cu minți. Apropo de nuia, iată o imagine, este premierul Victor Orban. Premierul Victor Orban are o anumită intenție. Să vină ca simplu cetățean european, ne place să îi recunoaștem această calitate de simplu cetățean european, la o serie de vorbitori ai limbii lui Petofi și să participe la un anumit eveniment. Despre locul, împrejurarea și detaliile acestui eveniment vreau să ne vorbească Benone Neagoie pentru că știe foarte bine zona. Da, sunt clujan, ce-i drept. Nu sunt un adept al reformelor protestante, dar ceea ce pot să spun este că am încercat să văd de fapt ce se întâmplă la Cluj în această problemă și am aflat că începutul reformei protestante este fixat în istorie încă în 1517, deci că sărbătorim practic 500 de ani anul acesta de reformă. Mai întâi a fost Martin Luther cu spiritul german, care a pătruns la noi, apoi prin Saș, la Brașov, prin Johannes Honterius. În ceea ce vorbește pe Victor Orban, el vrea să participe, dacă ați observat, la absolut toate manifestările care au loc în Transilvania. Ba mai mult, guvernul de la Budapesta finanțează cu bani frumoși multe dintre aceste acțiuni. Ceea ce nu-mi place la Victor Orban sunt declarațiile pe care le face ori de câte ori ajunge în Transilvania, și anume, suntem acasă aici. Din punctul meu de vedere, domnul Orban este acasă
la el în Ungaria, la Budapesta. Aceste afirmații nasc uneori incidente sau anumite implicări. Știți că au fost astfel de probleme și în Covasna și în Mureș. Din documentarea pe care am făcut-o, previziunile cu privire la viitorul bisericii protestante, indiferent că e vorba de Cluj sau de alte așezări din Transilvania sau din România, nu arată prea bine numărul de proiectanți. El vine la Cluj, practic am înțeles inaugurarea unei astfel de biserici, dar și la Institutul Teologic Protestant din Cluj. Manifestării au fost cumva și la pretexte electorale de a-și mări marja de simpatie, pentru că știm că sunt cetățeni români care au și cetățenia maghiară și au drept să voteze la legile din Ungaria. Ba da! Au poate fi și asta. Sigur că da. Poate Ungaria. Fi și asta o variantă, deși sincer să fiu... nu prea aș da șanse. Adică eu cunosc bine ardelenii, cunosc bine pe... Sigur, se vorbește în limba maghiară, oamenii sunt pașnici, ortodoxii n-au nimic cu catolicii, se înțeleg uneori... În sensul că se tolerează reciproc. Se tolerează reciproc, sigur că da, mult mai mult decât se întâmplă asta în, să zicem, la Târgu Mureș sau în Covasna. Mi-aduc aminte că eu, de pildă, fiind clujan, sigur că am învățat limba maghiară și e normal, adică am învățat-o ascultându-i, de la nu știu, Seretlec, te iubesc, până la Cherexe, Penechilochian, iar vă rog frumos un chil de pâine. Și mi s-a părut firesc ca în Covasna, la un moment dat, să vorbesc ungurește cerând un buchet de flori, pentru că nem tu dom, nem ertem, nu înțeleg, adică îmi spuneau. Și zic, e firesc să spun eu ungurește, dacă tot știu. Și au fost foarte drăguți, mi-au făcut chiar o reducere, mi-aduc aminte, de la 10 lei. Era o reducere de zâmbete sau de flori? O reducere de flori, da. De zâmbete, da. Reducere de prețul la flori, sigur că da. Da, au obiceiul să spună nem tu dom, dar noi știm istoria vecinilor noștri, înțelegem că așa vom fi și în veacurile următoare, noi, urmașii noștri, și singura cale este dialogul. Opinia dumneavoastră despre această prezență a premierului maghiar în Transilvania? Trebuie să recunosc că de câte ori am avut posibilitatea, l-am urmărit cu atenție și este un om care se mișcă foarte mult. Se mișcă și, bineînțeles, și vorbește. El are atât de multe vizite în România, încât ar fi trebuit să schimbe cel puțin 3-4 pașapoarte, pentru că n-ar mai fi avut unde să-i pună viză. Nu știu ce îl împiedică pe premierul nostru, oricare ar fi el, nu vorbesc de taciturnul premier actual, și mi-aduc aminte că la vremea lui Victor Ponta chiar erau amici, dacă greșesc, se întâlneau mereu, deci o amiciție între ei care nu avea legătură în niciun caz cu postul de prim-ministru. Bine, acum dacă e să dăm cezarului ce al cezarului, și fostul președinte Traian Băsescu avea temeritatea să se ducă într-o ținută informală la întâlnirile lui Orban cu cetățenii români din Transilvania, da, care erau la adunări, și să suporte, să suporte anumite idei care nu erau în conformitate cu articolul prin care noi suntem un stat național, unitar, cu integritate teritorială clară. Avem acum pe ecran o imagine. Această imagine se leagă de un moment care va veni în viața parlamentarilor. Și discutam înainte de emisiune cu colegul Benone Neagoe, nu atât despre ce vor face ei, ci ce ar trebui să facă parlamentarii, apropo de faptul că ei vor fi prezenți pe 2 octombrie, da. Da, sigur, în centrele universitare. Din păcate, ei se duc acolo pentru imagine, dar educația nu este o prioritate pentru ei. Și tot așa, ca jurnalist, am găsit o statistică. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința PIB-ului alocat educației. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă domnii parlamentari e să pună problema calității și integrității sistemului de învățământ, pentru că înainte de calitate, da, și prioritate, azi a zis o treabă premierul român și s-ar putea să aibă dreptate. Decât să fie aruncate sume exorbitante la tot felul de edituri, de ce n-ar edita manualele Monitorul?
monitorul oficial, instituția care se ocupă. Aici ar fi trebuit ministrul învățământului să vină cu propunerea. Ministrul învățământului este la Kiev. Acum da, da. Iar la conședința de guvern era doar un secretar de stat. Da, sigur, ar fi o variantă, deși... Pentru ca să discutăm cu cărțile pe masă, e vorba de sifonarea unor bani publici. Se găsesc tot felul de pretexte, ca în urma unor licitații mai mult sau mai puțin trucate, sume relevante din bugetul statului să se ducă spre oameni mai puțin meritoși din punct de vedere profesional și astfel nici treaba să nu iasă cum trebuie. Și de calitatea îndoielnică unor manuale chiar. Da. Aici e vorba totuși de tânăra generație, că abordasem înainte problema scăderii populației țării. Adică acel manual de sport a strânit rumoare, practic. Da. Pentru că ne-am adus aminte cu toții că și noi am fost la școală și n-am avut manual de sport. Corect. Și aveam chiar profesori de sport buni. Unii. Am auzit că există și o altă variantă. Să oferi cursurile sau manualele în PDF. Se punea problema dacă toți elevii pot să acceseze sau mă rog să intre pe internet dacă dețin o tabletă, dacă dețin internet, dacă dețin un calculator. Și aici apare varianta, s-ar putea ca un partid de guvernământ să încerce să facă din asta. Eu am înțeles că viteza netului este foarte bună în România, numai că să nu uităm, sunt localități izolate prin munți, s-au mai băgat odată mașini să ducă elevii și au rămas pe acolo și au putrezit până astăzi. E aici o exprimare literară. Sunt convins că n-au putrezit și au fost oameni de bine care au utilizat... Care au valorificat fierul vechi, dar sunt elevi foarte puțini, sunt izolați, nu pot să se ducă la școală, sunt foarte mari distanțele, au dispărut acele internate și semi-internate care erau foarte bune pentru această categorie și pot să spun că generații întregi au practicat acest internat în care se făcea și școală și sport. Și mai ales socializare. Și absolut că asta a contat foarte mult în menținerea unui spirit constructiv. Pentru că, fiind tot timpul alături de colegi, inclusiv în perioada pregătirii temelor, în elementele care țin de programul de seară, lumea se învață la o comunicare. Acum izolarea, parcă marchează. Noi am renunțat foarte repede la lucruri care am spus că aparțin trecutului. Nu, erau lucruri bune, lucruri care produceau, într-adevăr, rezultate pozitive, și își arătau cât se poate de clar utilitatea publică. Să ne uităm la școlile americane, care au la prânz pentru cei doritori și în unele părți chiar obligatorii, masa de prânz, studiu. Încercăm. Sunt niște programe pilot pe anumite școli. Se încearcă acest lucru. Din decembrie 89 numai de pilot s-am auzit. Păi ce să facem? Sigur, și discută de sufertași, unde să facă. Nu pot să facă grup gospodăresc, că nu întrunesc condiții, sigur că da. A murit sanitare. Și cornul și laptele lui Adrian Anastase, nu? S-a dus și ăla, că ce se întâmplă? Laptele de o calitate execrabilă, multe site-uri. Informația e sigură sau... N-are rost să comentăm, că n-are legătură nici cu făcuța, cu nimic. Sunt probleme și cu cazarea, pentru că tot vorbim de studenți. Eu văd la diferite televiziuni. Dar cum că astăzi ministrul agriculturii, la începutul ședinței de guvern, a spus că a accesat peste 90%, peste 90% din fondurile solicitate pe zona de agricultură, a reușit să le acceseze. Da. Hai să ne uităm un pic la această imagine difuzată de către AgePress cu rândurile aferente. Din nou apare un spirit feminin în arealul politic al opoziției, care, după cum știți, pune problema unor doamne din guvern, care ar trebui să plece. Ar trebui să plece, domnule Benone, sau să rămână acolo până la, pe baza prezumției de nevinovăție? E vorba, bănesc că vă referiți la doamna Sevin Saide și Roxana Plumb. Rovana Plumb, da. Da, trebuie să-i luați un mie, da. Una răspunde de dezvoltare, cealaltă de fondurile europene. Practic, demisia pe care le-a cerut-o, și vă referați aici la doamna Turcanu de la PNL, nu înseamnă neapărat acceptarea vinovăției, ci mai degrabă scoaterea funcției din controversele politice, pentru că așa cum a arătat și președintele astăzi într-un interviu solicitat de unele televiziuni, acest zid de protecție politică poate scoate din nou lumea în stradă. Adică de ce să scoată lumea în stradă? Pentru că
S-a mai întâmplat. Pune întrebarea, stimați telespectatori, pentru că venim spre emisiune, trecând pe la Parlament, într-adevăr, erau vreo 6-7 tineri. Sigur, cu acum, steagul Uniunii Europene, cu steagul tricolor, nu știu dacă erau turiști, dar erau așa, se mișcau. Da, vom vedea pancarte. Nimeni nu e mai presus de lege. Mm. Da, vă rog, mi se pare că... Nu, e impresionant. E impresionant. Asta este o ironie, bănuiesc, nu, domnul? Nimeni Dorceu. Nu e mai presus de lege, sigur că... Eu am remarcat că doamna vrea să construiască un zid, că tot de zid, vorbim numai de ziduri, nu? Președintele Statelor Unite face un zid, abia s-a terminat cu zidul Berlinului și vrea să facă un zid de care protecție politică, am spus de eu, protecție da. Politică. E o da. Idee absolut da. Nouă pe piața politică. Nu s-a gândit nimeni la un zid de protecție politică. Nu știu pe cine vrea să protejeze onorata doamnă, dar dacă ăsta este rolul opoziției să se ocupe numai de așa ceva, eu aș zice că ar trebui să vină cu lucruri pe care puterea le scapă din vedere. Și ca să fim corecți, doamna a cerut să demisioneze cele două doamne păi din nu guvern. E greu să cer ce demisia cuiva. Din păcate, însă, dacă m-am uitat puțin, e vorba de o chestie de acum vreo 4 ani, nu știu cât e de veridică. Domnule, și am o întrebare neașteptată și cred că o să-mi răspundeți savuros. Ce facem cu oamenii ăștia care se agheasă în societatea românească de scaune? Care vor, odată ajunși acolo, să moară pe ele? Să stea 10, 20, 30 de ani. Da. Având în vedere că... Care este problema de mentalitate? De ce oamenii aceștia nu înțeleg mentalitatea democratică? Unul, două mandate. Ministrul Justiției, profesorul Tudose, a făcut o declarație care n-a fost pe placul DNA-ului și care l-a reclamat nu știu unde, că noi cu reclamațiile stăm bine. Mai nou, prezumția de nevinovăție nu mai există. Ea a dispărut și vedem pe tefeliști, pe sorosiști, ce vor. Da, capul... În justiția română, prezumția de nevinovăție există din punct de vedere teoretic. Nu, numai teoretic, pentru da. Că te ține în anchetă vreo un an de zile, după aceea încă un an te bagă în judecată și după încă un an spune că e respinsă. Se face recurs. Asta în cazul celor care pot fi comparați cu îngerii. Da, dar ce facem în cazul puțin... celor care pot fi comparați cu Machiavelli? Vreau să vă dau un caz iar de umilință internațională. Ghiță a plecat, a fost invitat și s-a stabilit la Belgrad. Vorbesc mă referiți de, la cetățeanul român Ghiță. Sebastian Ghiță. Sebastian Ghiță, sigur că da. Imediat România, respectiv justiția, a trimis acolo 5 mandate de arestare consecutive. Când unul era suficient. A trecut aproape un an de zile, Ghița am înțeles că e proprietar, locuiește în Belgrad, a fost respinsă cererea României de... A se preciza că este vorba de un alt stat, Serbia, o altă legislație și un alt mod de evaluare a lucrurilor. Noi n-am reușit să-l aducem nici pe cel din Cehia, care a participat, ne aducem aminte, la un atentat, practic, împotriva unui lider sindical. De nicăieri. N-am reușit, inclusiv din Israel, unde avem acolo o pleiadă întreagă de faimoși. De la Sorin Beraru și până la patronul de la colectiv, care este tot acolo plecat și el. Deci nu reușim nimic. Cum, din punctul meu de vedere și povestea din Irak, e o făcătură în care niște milioane s-au pierdut pe drum, s-au topit, s-au volatilizat. Vă aduceți aminte cu răscumpărarea? Au plecat la drum 5 sau 7 milioane. Apropo, și... iată o imagine cu doamna Kövesi, o imagine difuzată de Agerpres, cu un enunț pe măsura personalității domniei sale. Menune Neagoe, cum comentați această luare de poziție a doamnei Kövesi? Știți despre ce este vorba, da? Sincer, nu. Bănesc că e vorba de faptul că s-a adresat forurilor adecvate în legătură cu diferendul ei cu ministrul de justiție. Da, ceea ce știu este că dânsa susține, mă rog, din dosarul pe care îl instrumentează procurorii din DNA, că... Ca să vă ajut. Pe de o parte, avem o personalitate feminină într-o funcție cheie sprijinită de un ambasador a unui stat care este partenerul strategic al SUA, și care, vorba românului, se simte că l-are pe situație foarte bine, numai că să iasă la iveală și faptul că unii dintre cei acuzați ulterior s-au dovedit a fi nevinovați, iar pe de altă parte, un ministru al justiției care a spus că el înțelege situația, dacă îi se cere să plece, va pleca. Perfect. PSD, spune și tot PSD-ul va hotărâi. E o confruntare între două personalități, dar și între două mentalități. Se vede un anumit tip de școală la ministrul de justiție actual,
și un alt mod de a privi lucrurile la șefa DNA. Iopciu? Ministrul Justiției este profesor. A fost membru al Comisiei de la Veneția. Doamna de mai sus, cum îi spun eu, multimedaliata internațională, are probleme legate de corectitudine. Pare să că teza e de doctorat, e tot un bluf. Pentru că... Să ne păstrăm în limitele informațiilor publice. Da, publice. A zis că numai 5% n-ar fi corespuns. Dar acum nu știu, când îți însușești un drept, dacă poți să-l împarți în procente, 5% sau 10% e rău sau e bine și așa mai departe. Însă, din câte știu, e pe terminate, dacă nu chiar s-a și terminat. Dar vreau să vă întreb control... concret, că sunteți aici ca simplu cetățean. E un control al Ministerului Justiției. Un moment. Dumneavoastră dați credibilitate celor care vor un DNA puternic, nu discutăm persoane, sau dați credibilitate celor care arată că în DNA sunt multe chestiuni care ar trebui analizate de cei îndrituiți să facă lumină vis-a-vis de informații scăpate pe piață, de înregistrări ajunse pe piață? Înregistrările, atâta timp cât nu cunosc sursa, nu reprezintă pentru mine surse de credibilitate, dar sunt declarațiile unor procurori faimoși, cu ghilimele de rigoare, din multe procese, arestări răsunătoare, care au devenit acum incomozi, sunt persoane non grata la DNA, fac parte din cu totul alte anchete și trebuie să ascult toate părțile, iar modul în care DNA de foarte multe ori a instrumentat unele dosare, s-a văzut foarte clar că au avut țintă politică și nici de cum cele legate de legislație. Și atunci, sigur că ne punem întrebarea și mai mult de atât. Doamna procuror știe foarte bine că a refuzat de cel puțin 5-6 ori invitația unei comisii parlamentare. E vorba de prezența domniei sale alături de alți demnitari. În casa unui fost demnitar. În casa unui fost demnitar, o întrebare pertinentă, e vorba de alegerile din 2009 asupra cărora planează. Bun, dar să discutăm cărțile pe masă. Credeți că acolo se puteau schimba datele de pe calculator și depus X câștigător în locul lui Y? Da, pentru că știu cine răspundea la vremea aceea. Pe ce vă bazați? Lui Ștefan, personajul din romanul Delirul de Mare. Telefoanele Vreda. De la secțiile, am fost implicat în fenomen, telefoanele de la secțiile de votare erau ale STS-ului, numerele erau ale STS-ului, are posibilitatea, știu și faptul că au avut... Asta este o ipoteză, precizăm că este doar o ipoteză. M-am documentat. Da, e și părerea dumneavoastră personală. Adică putem lansa și noi o rachetă cu mijloace empirice dacă avem mijloacele necesare și cunoștințele. Da. Clubul Cutezătorii, dacă vă aduceți aminte. Da. Dar chiar nu putem ignora tot ce se întâmplă și v-aș aduce aminte și de faimosul dosar cu SIPI, care până la urmă a detonat. Eu am avut atunci surse și declarații și fotografii chiar de la penitenciarul Jilava, unde erau depozitate aceste dosare. Nu erau în niciun caz depozitate în Arhiva Națională. E o doamnă onorabilă care acum, dacă nu mă înșel, este la Bruxelles. A fost ministru la vremea respectivă. Deci foarte, foarte multe întrebări și lăsate, cum să spun, să se aștearnă colbul uitării. De aici se creează foarte multe suspiciuni. E ca și cum am discutat acum că și nouă ni s-au servit foarte multe gulgute de-a timp, că se folosesc un termen de literatură, de-a lungul timpului. Aduceți-vă aminte prăbușirea avionului la Balotești. Eroare de pilotaj când avionul a explodat în aer. Mă refer la Airbus-ul 400, da. Cam 50 de victime. Uitați-vă incendiul de la Bambu. Păi când arde 2 zile și jumătate, te întreb ce foc a fost ăla. Focul zeilor care ardea tot timpul. Și deci ni se servesc într-adevăr niște lucruri care e foarte greu să le înghițim, pentru că sunt aspre, sunt... Și totuși, discutam până la urmă de cazul Belita, de dosarul Belita. Da, sunt opiniile unui cetățean bine corect, informat. Corect. Și într-o societate democratică, cetățenii au dreptul să-și exprime agora punctul lor de vedere. Și eu sunt un simplu cetățean și nu înțeleg încă, cel puțin asta înțeleg eu din ceea ce se vede la televizor, că există un dosar Belita, că un anumit teren a fost, mă rog, lacul... O hotărâre Malta, de guvern. O hotărâre de guvern. Ca multe altele. Că după 2010, doar prin lege, nu prin hotărâri de guvern, puteai să faci astfel de transfer, drumuri, terenuri, clădiri, nu lacuri, și că la un moment dat acest lac, această baltă, cum vreți să-i spuneți, a ajuns la Teldrum. Aflu în continuare din presă că
Teldrum l-a dat lui Trident 51. În spatele acestui trident se află fiul lui Dragnea. Sigur nu fac asta. Eu sunt ceea ce citesc ca simplu date gitor. Publice, da. Date publice. Bun. Că aici trebuia să se construiască o hidrocentrală cu bani din fonduri europene și cu sprijinul chinezilor. Că a fost chiar domnul Dragnea acolo, s-a întâlnit cu oamenii, a promis mai mult decât chiar un complex turistic. Dar că eu tot așa ca simplu cetățean n-am văzut decât o fotografie a domnului Dragnea cu domnul Grindeanu cu un pește mare pe care l-au prins acolo. Fiecare era cu peștele lui. Mă rog, fiecare, poate că erau doi și fiecare era cu undița lui. Organizare perfect. Bună. Explicați-mi cum stau în cazul acesta. Ce trebuie să înțeleg eu, ca simplu cetățean, din această poveste, pentru că se scrie în agenda săptămânii. Hidrocentrala acolo urma să... Da, mă rog, o fi poate... Așa a promis domnul Dragnea. O fi un studiu nici făcut, nici liberal, atâta nici timp însă cât noi nu găsim fonduri să reparăm hidrocentrala de la porțile de fier, care are mari probleme, mari probleme, încă de acum două ieri, ele s-au cronicizat, și vorbim de partea românească, nu de partea sârbească. Mă rog, nu cred eu că suntem în stare să o facem pe aia, că am mai închis încă un pod. Da, cu Bulgaria am înțeles că urma să colaborăm. În... Poate pe hârtie. Bun. Pentru că am mai închis încă un pod. Până la urmă, bine. E în afara legii? Hotărârile de guvern nu erau în niciun caz apanajul DNA-ului, sub nicio formă. O hotărâre de guvern de acum 4 ani de zile. Acum nu știu dacă aveau voie sau nu aveau voie, dar știu foarte clar că s-au făcut în România mii de asemenea hotărâri de guvern în care s-a trecut dintr-o parte într-alta. Pentru că tot la stat este, să fie foarte clar. Când spui Consiliul Județean, nu înseamnă în privat. Da, am avut și eu, dar încă o dată. Da, când spui Consiliul Județean, e un anumit președinte la județ. Da, de aici încep speculațiile, de aici începe într-adevăr. Dansul. Adică eu n-aș fi făcut-o dacă știam, dar la vremea aceea nu era premier, era președinte Consiliul Județean. Ce se întâmplă? Speculațiile sunt speculații și este firesc să se facă pentru că... Dar de ce aveți această reținere? Nu, n-am reținere, nu am certitudine în primul rând și de aceea nu pot să declar răspicat, da, se fac ce vinovat. Doi, aici nu căutăm vinovății, aici căutăm finalități. Mai este o problemă. Practic, pe terenul acela s-a întâmplat ceva, s-a construit ceva, nu, s-a îmbunătățit viața locuitorilor. Eu am auzit că, din contră, urma să se facă acolo, e o zonă liberă. Ne aducem aminte de primul post Veronica Free, liber în apele teritoriale ale Olandei. Nu, tocmai asta se fac un casino unde are sigur o fiscalitate apropiată de zero, modică. Am tăcut din gură, am zis casino acolo, Doamne iartă-mă, dar n-au asta trebuia românului, casino acolo? Păi atunci m-aș gândi la casinourile numai din București, care au un regim cu totul aparte, nu există niciun fel de poliție a casinourilor, este o afacere din care evaziunea fiscală este la ea acasă, se spală bani, sunt curse charter cu o anumită țară săptămânale, care vin jucători special pentru casino și câștigă. N-are rost să intru pe fondul discuției. Să înțeleg că dumneavoastră veți să faceți un al doilea stară, adică website, în concurență la știri pe surse.ro, dumneavoastră aveți alte surse? Nu, e de notorietate, nu vreau să spun acum despre ce e vorba. Nu dați detalii, că discutăm toate doar din punct de vedere civic. Da. Sunt administrate nu de români, ci de alte naționalități. Vă întrerup un pic pentru că e o imagine frumoasă pentru să-și ultimele... facă treaba ce vor. O imagine frumoasă pentru ultimele 5 minute din emisiune. O imagine care ține de România reală. O imagine realizată de un simplu fotoreporter și am adus-o aici pentru că asta e țara pe care o uităm atunci când umblăm prea mult printre blocuri, printre mașini, printre concitadinii cu puteri de decizie care ar putea să fie mai mult în favoarea națiunii. Ne uluim la ceea ce descoperim de la o zi la alta în anumite instituții care devalează anumite dosare. Domnule Benone Neagoe, care este, din punctul noastră de vedere, diferența dintre România reală și România de pe micul ecran? Ați făcut televiziune publică. Ați avut după aceea posibilitatea să mergeți în teatru de operații purtând uniforma militară. În același timp, acasă, în mediul rural, acasă, în orașele care nu sunt capitala României, lumea își vedea de un mod de a fi, atâta cât îi permitea pregătirea, vârsta, experiența fiecăruia. Deosebirea pentru dumneavoastră. Pentru mine, ca om care am lucrat în televiziune, deci vrea este, dacă vreți, unghiul din care privești lucrurile.
O imagine poate fi, în funcție de unghi, repet, mult mai frumoasă decât cea reală. Sigur că în cazul acesta te ajută operatorul, te ajută ilustrația muzicală, te ajută, mă gândesc acum la Prințul Charles, care a ales o parte, o părticică din țara noastră, din Transilvania, și reușește să facă din această părticică de țară, acest colț de țară, o imagine superbă României, ceea ce nu reușim, din păcate, noi, de foarte multe ori, deși am putea să o facem. Eu am senzația, vreau să mai dați pe ecran o dată, stimați colegi, această imagine reală, frumoasă, superbă, că trăim între o Românie cu frumoasa din pădurea adormită și România cenușăresei, cea pe care o vedem cu tot felul de teribilisme, cu tot felul de devoalări, cu tot felul de accidente, cu tot felul de lucruri care se petreceau și înainte, dar nu erau atât de mult mediatizate. Unii chiar s-au obișnuit să ponegrească națiunea română luând propriile lor frustrări și afișându-le ca și cum ar fi frustrările unei națiuni. Nu cumva e cam mult, domnule Iopșu? Este mult și asta se cere. Și ca atare știrile... Cine cere chestia asta? Noi vorbim de rating aici. Și ratingul este foarte mare când se dau asemenea știri. Bombe, dure. Uitați, o știre de aseară cu imagini elocvente, două găști care se alergau cu topoarele și bătele în plină zi ale unor conaționali și cu mașini de poliție timorate care încercau... Da, lăsaseră girofarul și le abandonaseră. Și atunci am făcut o comparație cu ceea ce e în Germania sau în Statele Unite. Ba mai mult, erau și vreo doi polițiști agresați. Acolo, dacă ai pus mâna pe un polițist, ești rece în secunda următoare. Deci bun, nu poți și să noi trebuie să ceva. Ne păstrăm calmul pentru ultimul minut al emisiunii. Am fi putut să discutăm multe lucruri. 30 de secunde, domnul Ion Iopciu, 30 de secunde, domnul Benon Neagoe. Cum privim la România săptămânii viitoare? România rămâne în continuare o țară foarte interesantă și imprevizibilă, chiar și pentru aliații noștri strategici. Ăștia suntem noi. Vor trebui să mai aibă mai multă răbdare cu noi și să ne anticipeze puțin mișcările, pentru că într-adevăr suntem imprevizibili. Benon Neagoe? Eu, din păcate, văd oamenii ieșind în stradă zi de zi, până când lucrurile în România vor fi așa cum de fapt ne dorim să fie. Contează ce spune colegul Benon Neagoe, pentru că în discuție purtată cu reprezentanții asociațiilor militarilor din România, e vorba de rezerviști, aceștia au de gând pe data de 6 octombrie să organizeze un marș al tăcerii, aprobat de primărie, cu tricolorul pe braț, ca un semnal civic demn că este bine că armata țării, ca și celelalte instituții fundamentale statului român, să fie respectate și să înceteze campania de denigrare. Pădure fără uscături nu există, dar trebuie vizualizate doar uscăturile. Bună seara!